Autoritățile fac apel la voluntari să nu folosească automobilele personale pentru a ajunge în zonele lovite de inundații. Transportul s-ar putea bloca din cauza numărului mare de mașini. Sunt italian, spaniol? No, in English. Ah, English, ok. Did you... Ionuț Dima, originar din Bacău, a fost printre primii români care au cumpărat alimente și apă și au mers în zonele afectate de inundații din Valencia. Lui s-au alăturat și alți români, dar și un cetățean spaniol din Madrid. La Alcudia, în Valencia, unde râul s-a dezbordat și a intrat chiar din centrul poligonului, din centrul satului, să zic așa. Uitați aici, săracii oameni. Am oprit până acum multe locuri de-am dat alimente, apă, oameni care au venit și ne-au mulțumit, oameni care au văzut moartea cu ochii. Cam asta fac românii într-o țară străină. Pachetele cumpărate de români au ajuns până acum la 10 de oameni. Ia uite aici, dezastru ce-a făcut. Salo! Uite și pe aici. Suntem în Carlet, am lăsat câteva alimente și la câțiva români de-a noștri. Hai, și încercăm să facem bine, să dăm un exemplu de români într-o țară străină. Și românii stabiliți în zona Almeria au de suferit de pe urma furtunii de grindină extrem de violentă de la începutul acestei săptămâni. A fost teribil, a fost groaznic. Chiar și aici în Almeria, doar 20 de minute, o jumătate de oră de grindină, pur și simplu ne-a lăsat fără mașini. Deci noi în familie 3 mașini aveam și nu mai merg la muncă cu altcineva. Am și prieteni în zona Valencia cu care comunic, ne întrebăm unii pe ceilalți cum suntem. Ei nici n-au apucat să ajungă acasă, unul dintre prietenii mei n-a apucat să ajungă acasă și într-o jumătate de oră a inundat tot. Este groaznic. Încă suntem șocați, deci de multe ori nici nu putem să vorbim foarte coerent între noi, pentru că toată lumea are o frică. Prim-ministrul României va ajunge în Spania peste câteva zile și va discuta cu premierul Pedro Sánchez despre organizarea unui centru logistic pentru concetățenii noștri. Marcel Ciolacu a spus că ar fi vrut să fie deja în zonă, dar vizita a fost amânată după ce prim-ministrul spaniol i-a transmis că în țara sa a fost mobilizată armata. Vom avea un centru logistic, fiindcă s-au pierdut și documente și cine dorește să repatrieze, deci cu alte cuvinte suntem implicați, dar cum este corect, fiindcă suntem într-un alt stat, ne coordonăm atât la nivel guvernamental, cât și ne coordonăm cu cei de la nivel local. Furtuna care a lovit sudul și estul Spaniei la începutul săptămânii a adus precipitații într-o singură zi, cât într-un an întreg. În ultimii, de fapt, aproximativ 100 de ani, din câte am înțeles, ei au mai avut două astfel de episoade, dintre care, dar totuși acesta se pare că a fost cel mai sever, cu cele mai mari cantități de apă. În Valencia, apa a distrus drumuri, căi ferate și poduri după ce râurile au ieșit din matcă. Mii de hectare de terenuri agricole au fost și ele nimicite de inundații.